Hai să vedem la cine mergem acum în cameră. La Gâlcă și la Panduru mergem acum în cameră. O să-i vedeți, se uitau la un meci din NBA. Nu prea erau transmisiuni din NBA la noi. Tot TVR-ul le-a făcut. Nu știu dacă începuse în 94. S-ar putea să fi început. Da, erau. Era, îl țin minte pe Bogdan Stănculescu, da, comentând. Iată, senzațional. Iată, Pandur ne arată echipele calificate la această cupă mondială. Mie Pandur, Marius, tu se aduce aminte, așa, făcând o analogie în timp, mi s-a părut o prezență expansoră cum a fost al lui Tătaru în 70. Da. Cam cu același stil de joc, cu aceleași rezultate când a intrat, minutele care le-a jucat, șuturile pe care le-a tras, mai ales în meciul cu Suedia, când a intrat înainte de... A fost un șut razant atunci. Exact, dar ne duce spre prelungiri, mi-a ducea foarte tare aminte de evoluțiile lui Gigi Tătaru în 1970. La fel, puțin, dar foarte, foarte condensat. De-aia spun cu atât, păcat că el n-a acceptat provocarea și e bine că Iordănescu totuși, care era un tip foarte orgolios, a trecut cu vederea răspunsului oarecum nefiresc. Și că nu vrea să joace, că nu poate să joace decât pe centru mijlocului. Acolo unde credea el, era foarte greu să joace. Și totuși l-a folosit în... Știi că s-a spus atunci, s-a comentat în presă că echipa este aplecată spre stânga foarte mult, pentru că în...